Dacă vrei să faci fotografii deosebite, îți recomand acest kit de lentile de la Forever. Salut și bine ai revenit pe gsmnet.ro! Astăzi o să vorbim despre acest set de lentile, care poate fi al tău dacă intri pe site-ul nostru. În pachetel găsești acest săculeț pentru lentile care, sincer, momentan nu ne interesează atât de mult. Începem cu obiectivul tele, recomandat când ești pe stadion și vrei să faci fotografii cu sportivii tăi preferați. Se atașează acestei cleme prin înșurubare, foarte simplu, se dă la o parte căpăcelul care protejează împotriva depunerilor de praf, se atașează pe telefon și iată, poți să faci fotografii de la distanță. Punem deoparte obiectivul tele și trecem la obiectivele mai mici, dar mai interesante. Acesta este cel mai larg obiectiv pe care îl poți instala pe telefonul tău. Vine cu o altă clemă. Este un obiectiv fisheye, adică are un unghi de aproape 180 de grade. Îl pui în ușel pe lentila telefonului. Hai să pornim și camera. Iată. Așa mă văd eu cu lentila fisheye, așa fără. Mai punem o dată la loc? Ia să vedem. Sper că am potrivit-o bine. Ok, mergem mai departe. Dăm la o parte lentila fisheye și punem lentila cu un unghi larg de 0,7x. Nu este la fel de larg ca fisheye, dar poate nu tot timpul vrei să ai o fotografie cu un unghi atât de larg. Iată, după cum vedeți, ocupă mai puțin din cadru. Așa. Și uite, așa arată fără. Iar aici, un lucru foarte interesant, pe lângă lentila de unghi larg, aveți și o lentilă macro. Da, e un soi de lentilă 2-in-1. Pe care, când o atașezi aici, hai să o punem așa bine, bun, ia să vedem. Se vede ochiul meu? Bine? Vedeți genele? Da, asta faci. Ia, stai să fac și o poză. Bun. Cam atât despre lentilele de la Forever. Vi le recomand dacă vreți să faceți lucruri interesante la care prietenii voștri cu siguranță vor reacționa și vor întreba: băi, cum ai făcut, mă, poza aia? Da. Până data viitoare, vă doresc spor la cumpărături. Salut!